Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vești și Povești. Astăzi suntem în vizită la un om frumos, un om pe care astăzi îl descoper și pe care, din suflet, vreau să-l invit să ne povestească despre viața sa, despre reușitele și încercările, despre toate cele care, adunate, îl fac să spună trăiesc frumos alături de oameni frumoși. Și da, am reușit în viață. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint astăzi pe domnul Ion Grigorescu de la Curtea de Argeș. Salut, bine ați venit și mă bucur că sunteți interesați acum la sfârșit de carieră, după sfârșitul de carieră, de momentele frumoase și de viața plină de evenimente pe care am trăit-o. Domnul Grigorescu, am venit cu drag, deși atunci când am vorbit la telefon știam doar atât, că aveți legătură cu opera și că sunteți de undeva din Argeș, dar știam așa, că sunteți tenor și că ați cântat la Viena. Și ulterior mi-ați spus că sunt pe undeva prin zonă, dar nu tocmai acolo unde trebuia. Vă rog să-mi spuneți, pentru că trăiți la Curtea de Argeș, sunteți argeșan? Sunt argeșan. Sunt născut în județul Argeș, la Șervănești, lângă Pitești. Am copilărit și primii ani din viață mi-am petrecut la Șervănești până la 14 ani. La 14 ani, părinții mei au hotărât să-mi continui pregătirea muzicală la Liceul de Muzică și Arte Plastice. Pentru că la vârsta de 5 ani, tatăl meu a început să îmi predea lecții de vioară. Fiind un mare iubitor de muzică, preot fiind, și dintr-o familie de preoți cu vechi rădăcini, cu adânci rădăcini în această profesie, a șaptea generație de preot din tată în fiu. Dați-mi voie, vă întreb un singur moment, să le spun telespectatorilor că tatăl dumneavoastră a fost preotul Constantin Grigorescu, care a slujit ani mulți la Catedrala Sfântul Gheorghe din Pitești. Din 1968 până în 2008, când a plecat. Dumnezeu să-l bine. Da. Ați crescut așadar într-o familie de preot, o familie cu tradiție. Cum este să crești într-o astfel de familie? Care au fost regulile? Care au fost învățămintele? Consider că nu este altfel decât ca în orice altă familie, ca orice părinți care vor să-și îndrume și să-și învețe copiii lucruri bune și să-i călăuzească, să-i conducă, să-i ducă pe un făgaș pentru viitor. Diferența este că tatăl a fost preot, dar nu a făcut nimic altceva decât să ne împărtășească din cunoștințe, mie în special muzicale. De la 5 ani, cum am spus, a început să mă învețe să cânt la vioară, să-mi dea lecții de vioară. Mai târziu, lecții de canto chiar, pentru că a studiat muzică, și-a dorit foarte mult să facă muzică, a cântat cu mari oameni ai timpului de atunci, George Folescu, Niculescu Basu, Maria Tănase au cântat chiar, cânta în corul Radio Carmen, probabil, așa se numea atunci, și a studiat și canto, paralel cu teologia. Dar în 1918, când a început războiul, a trebuit să se preoțească sau să plece pe front. Pentru că a cunoscut-o pe mama, pe care o diviniza și cu care a trăit până în ultimele zile. Da? Adică 68 de ani au trăit împreună. Și da. Și atunci a hotărât să se preoțească, cu toate că și-ar fi dorit foarte mult să cânte. Dar după refugiu din
Basarabia, s-au întors la țară unde era bunicul, preot la o biserică și tatăl meu preot la altă biserică, la cealaltă biserică, una mai mică și dărăpânată, pe care a recondiționat, are pictură și tot și tot, cu o podniță, tot, tot, tot a făcut-o. După ce a terminat biserica de făcut, a murit bunicul meu și a preluat cealaltă biserică mai mare pe care a recondiționat-o. După aia mama a vrut să se mute la oraș și a mai recondiționat o biserică, Biserica Sfântul Gheorghe, care a luptat foarte mult, asta este altă poveste și mult mai mare, au luptat foarte mult să nu fie dărâmat atunci, că a fost propusă pentru dărâmat și au reușit să o păstreze ca monument istoric. Și așa au ajuns la Pitești. Eu am făcut liceul de muzică în continuare, până în 69. În 69 nu am reușit la facultate, studiasem violă, nu am reușit, nu am fost un bun viol, bun bracist. Îmi plăcea mai mult sportul atunci și vroiam să fac sport, tata nu mă lăsa, zice, pune mâna și studiază. Și după liceu, a trebuit să plec în armată, că așa era atunci. Am plecat în armată, am mers în armată, am făcut armată un an și 4 luni la căi ferate. Și toți mă întrebau, dar ce legătură are conservatorul, ce legătură are muzica cu un locotenent matematic? Îi vorbesc, dar ce legătură are, cum ai ajuns tu aici, ce legătură au căile ferate? Și mi-a spus, glasul roților de tren. Da, și a fost foarte greu, dar a fost educativ, a fost bun. Am ajuns la muncă, adică am muncit efectiv, ceea ce nu făcusem până atunci. M-a ajutat, pentru mai târziu a fost bine, adică a fost o experiență de viață care și-a avut rostul. După armata a fost mai greu, că nu mai eram antrenat pentru instrument, trecuseră deja un an și jumătate. Lăsarea la vatra a fost pe 1 iulie și examenele erau atunci și nu știam ce să fac. Adică nu aveam nicio idee. Mama, care a fost tot timpul energică și un om de acțiune, mi-a spus tatălui meu, zice, tu ai auzit, tu ai ascultat băiatul ăsta vreodată cântând? Exact așa ai spus. Eram tot dimineață când trebuia să plece la biserică. Și zice, lasă-mă, ce să ascult? Și zice, da, dar tu l-ai ascultat, are voce. Zice, nu-i mai băga prostii în cap. Dacă vrei să nenorocești un om, spune-i că are voce și că e talentat și el să nu aibă. Și l-ai nenorocit pe toată viața. Și zice, da, ascultă-l. Nu știu ce a fost. Aia a fost ziua hotărătoare pentru cariera mea. Mama zice, ascultă-l, ascultă-l, tata zice, nu știe să cânte, că tot timpul face numai taram, taram, pam, 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 numai cântam Canarul, cântam Beatles, asta, Tom Jones, alte alea, Deep Purple. Și încercam, de fapt, că nu le știam. Și ce ascultam, muzica care o ascultam. Și vine cu o partitură la mine și zice, uite, asta este Chiriac, învață și cântecul ăsta, că ai făcut muzică azi ani de zile. Poți să-l înveți până vin de la biserică. Zic, da. Și era, păsărică, mută scuibul, că vine badea cu plugul, că vine badea cu plugul. Foarte ușoară, simplă melodia. Nu era, dar l-am învățat. Și vine de la biserică, zice, l-ai învățat? Da. Cântă. L-am cântat. Se întoarce către mama. Ce, da, are voce și acum ce facem? Și mama, cum ce facem? Îl cunoști pe Jean Bănescu, îl cunoști pe Viorel Bani, îl cunoști pe toți care sunt acum profesori la conservator și am zis, spune-i să-l asculte. Și atunci am început să mă pregătesc, am fost la Școala Populară de Artă, am învățat, am ajuns la București, până la urmă prin cu ajutorul celor care pe care îi cunoștea tata, am ajuns la doamna Arta Florescu, care era șefa de catedră la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București atunci. Și m-a ascultat. Și zice, câte ariști? Zic, nu știu nimic. Păi cum, tu numai pe asta o știi, da?
Zice, da, n-am niciun bas în conservator de la anul 1 până la anul 4. Zice, și am nevoie de un bas. Zice, păi și cum, adică vrei să-mi spui că acum te-ai apucat de cântat? Zic, da. Mi-a dat adresa profesorului cu care am lucrat, cu care am început să mă pregătesc. Profesorul de, din timpul, profesorul la care m-a trimis dânsa, era profesorul lui Dorin Teodorescu și al maestrului Șpis. Și maestru Pascu zice, e bun, să vină să-l ascult. M-am dus, m-a ascultat, m-a controlat ca pe un cal să vadă cum e valul palatin, dacă e poziția, aparatul de rezonanță bun și... Și am cântat, m-a pus să cânt ceva acolo, am cântat, zice, da, jos ești bas, la mijloc ești bariton și sus ești dizioză. Ce ai mult de lucru. Da, și am studiat un an de zile, 3 zile pe săptămână, luni, marți, miercuri. Mergeam la, făceam ore de la Pitești la București, veneam și făceam ore de canto. Am reușit la facultate cum era de așteptat, adică așa cum așteptam eu. Și am fost 6 admiși, 6 locuri erau, erau pentru fiecare voce și 6 admiși din 60-70 de candidați cât eram acolo. Și așa a început cariera mea de viitor cântăreț. Am terminat, am studiat cu doamna, cu primele lecții de canto din conservator, le-a avut cu maestru Nicolae Florei. Doamna Arta Florescu, șefa de catedră, ne dădea indicații foarte bune și cât de mare ajutor pentru noi erau. Am terminat, după ce am terminat, am fost la operetă, 2 ani de zile, am dat audiție pentru solo. Și era maestru Zaharescu director atunci. Și am câștigat postul, dar trebuia să aștept să ies Ion Groza, parcă era numele, nu mai știu cum, era un bas acolo care trebuia să iasă la pensie. Și am mai stat un an și am mai stat încă un an. După 2 ani de când am stat în cor la operetă, s-a înființat teatru de liric, teatru de operă acum, de la Craiova. Și atunci a fost anul când s-a înființat, în 79. Și m-am dus și am dat audiție, am fost admis și am început viața adevărată de solist. Într-un ansamblu tânăr, orchestră nou, cor nou, totul era la început. Au fost 3 ani minunați în care am lucrat bine și a fost un început care îți dă încredere în viitor, în ce urmează. Și acolo a fost concursul Cântarea României, exista, era atunci, era concurs și între teatre. Și a fost o premieră absolută, Meșterul Manole, al maestrului Dumitrescu. Și am avut un rol de compoziție, un rol greu, Ieronim era. Operă cu care am venit la București în concurs. Concursul a fost la operetă, m-au văzut cei de la operă și au pus ochii pe mine, ca la, și la fotbal. Dar zice, ăsta e bun. Și mai dădusem audiție, dar n-au vrut ei să vadă dacă eram bun sau nu eram bun atunci. Erau alte... Așa era atunci. Dar atunci a fost treaba oficială, pentru că am luat locul întâi cu asta și rolul meu a fost, mă repet, a fost un rol foarte bun, un rol de compoziție. Era un călugăr nebun, care avea viziuni și care... Și culmea este că regia a făcut-o maestru Zaharescu, care era la operetă și care nu m-a păstrat. N-a fost dânsul de vină. Și mi-a spus, zice, cea mai mare greșeală mea a fost că ți-am dat drum. Atunci când am plecat la Craiova, asta a fost o mulțumire extraordinară pentru mine. Adică am fost cel mai... Atunci a fost momentul când mi-a recunoscut valoarea. Și am venit la operă. La operă, ca orice început, e greu, am avut toate rolurile mici, de la începutului cântam tot ce era mic. Am început, după aia am cântat Bărbierul, am cântat Zarastro, am cântat Bărbierul, am cântat Basilio,
Zarastro, un flautul fermecat, Rigoletto, Sparafucile, mai multe roluri, medii și mici, multe. Și în 1988 am cunoscut-o pe actuala mea soție. 87, da. Și în 88 am plecat din țară. Mie e greu să întrerup firul epic, dar să știți, doamnelor și domnilor, că așa mi-ar fi plăcut să o cunoașteți pe doamna Ileana, soția domnului Grigorescu, un om care mi se pare din prima clipă că se potrivește și este... Da. Și acum suflă. Suflorul echipei, da. Omul care cunoaște bine și care, așa cum da. Am spus mai devreme, este clar echipa potrivită. Pentru un artist, indiferent în ce branșă este, dacă este actor, dacă este cântăreț de operă, dacă este muzică populară, indiferent, un artist trebuie să aibă pe cineva de nădejde lângă el. Altfel, nu poate să facă nimic. Totul este o luptă și meseria asta, profesia asta este o luptă permanentă. Permanent trebuie să înveți, să fii pregătit, să ai hainele curate, să ai liniștea care îți trebuie, să nu te gândești, trebuie să gătesc, trebuie să mănânc, trebuie să fac. Nu, asta te scoate din... Îți trebuie un timp, îți trebuie... Da, îți trebuie timp să aprofundezi, să rămâi în mediul ăsta, nu știu cum să mă exprim, să intri în pielea personajului, spunem noi. Și asta îți trebuie liniște. Dacă ceva te sustrage, ca orice lucru, nu poți, ți-ai pierdut o fracțiune de secundă. Se poate întâmpla un accident, te-ai uitat la telefon sau cum se întâmplă acum foarte frecvent, nu? Așa este și aici. Dacă ceva te sustrage, nu poți să te concentrezi. Te scoate din lumea asta înainte de spectacol. Îți trebuie liniște și așa emoțiile sunt foarte mari. Stresul este un stres cumplit pentru scenă. Până în momentul când ai intrat. Dar trebuie să știi textul, trebuie să știi muzica, trebuie să știi intrările, trebuie să te gândești ce face partenerul, dacă se încurcă. Să-l ajuți? Da, dacă sigur. Să poți și să da, tot timpul trebuie să știi tot ce se întâmplă, adică să știi tot ce, să vezi dirijorul, să asculți tonul, să vezi ce face la se întâmplă de foarte multe ori, se întâmplă, de exemplu, se schimbă decorul, s-a uitat un decor, se uită un decor pe scenă, s-a ridicat cortina, nu mai poate nimeni să-l ia. Trebuie să găsești o soluție, să-l ocolești sau să-l folosești sau să, eu știu, să faci într-un fel să dispară după scenă dacă nu se potrivește în cadru. De multe ori se întâmplă să vină regizorul de culisă să spună scoate-l, dă-l afară, scoate-l sau dă-l deoparte. Sau. Sunt multe. Sau mi s-a întâmplat, un coleg a uitat, trebuia să vină în Mireasa Vândută de Smetana. Trebuia să vină cu contractul. Și contractul era la el în buzunar și trebuie să-l scoate. Și am văzut că pune mâna, s-a albit. Eu nu aveam de cântat în momentul ăla. El venea și ne spunea, trebuie să facem cu tare. În momentul ăla am văzut, s-a uitat la mine, s-a uitat așa, disperat, că trebuia să scoată hârtia pe care toți trebuia să o semnăm. Și am realizat, am ieșit, am venit cu contractul și i l-am dat. Bineînțeles, nu vizibil sau cel puțin nu s-a observat. Gest care pe el l-a mișcat. Și era mai în vârstă decât mine atunci. Și a fost foarte încântat și mi-a mulțumit foarte mult. Și mai multe chestii. Trebuie să nu întrerupi legătura cu scena nicio clipă. Nu ai voie să te gândești la altceva, nu ai voie să... Că uiți textul sau ai ratat intrarea și... Și atunci vă trebuie starea interioară liniștea, necesară. Liniștea, da. Da, da și da. Pentru asta în viața dumneavoastră a existat și există doamna Ileana. Care m-a ajutat de când am cunoscut-o și până acum. Și acum mă trimite să cânt. Vă rog să-mi povestiți cum ați cunoscut-o și cum este. Soarta, care niciodată nu te lasă...
nu te lasă să hotărăști singur. Soarta hotărăște pentru noi. Adică asta este senzația care am avut-o și care o am încă. Soarta hotărăște pentru noi. Totul este planificat undeva. Atunci când am cunoscut-o pe Ileana, pe soția mea, am cunoscut-o exact în momentul când mă despărțisem de fosta soție. Același lucru se întâmplase și la ea. Și atunci, întâmplător, printr-o coincidență, nu am cum să vă explic, e foarte complicat cum ne-am cunoscut. Cineva a trebuit să dea un telefon de la mine de acasă, să o anunțe ceva pentru niște bilete de așa, de să meargă la mare, cumva. Și n-a avut de unde să dea telefon și a venit la mine, pe care nu-l mai văzusem de ani de zile. Un văr de-al meu. Și dă telefon și zic, da, cine e? Cu tare. Și n-a găsit bilete atunci. Cumnatul meu lucra la OJT, Pitești, zice, hai să vorbim cu domnul Ivașcu. Să îi dau telefon, îi spun, uite, așa. Sigur, veniți încoace. Și atunci, venind la Pitești, deci negăsind bilete, neavând de unde să dea telefon, ne urcăm în mașină împreună, în aceeași mașină, și mergem la Pitești și atunci am cunoscut-o. Bine, asta e. Ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit. La prima vedere. Ea fiind în Germania, eu fiind în România, fiind încă solist la operă și stând în București, și ne vedeam în vacanțe, pentru că soția este profesoară, a fost, și în Germania era, și ne vedeam decât în vacanțe, ceea ce erau foarte scurt, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, și așteptam încă 3 luni până ne vedeam. Și era foarte greu. Telefonul ne ajuta, telefonul cu central. Nu se putea altfel. Trebuia să telefonam numai prin central. Centralista mă cunoștea, știa, după repetiții totdeauna mă duceam și mă vedea și da, și arătam 2 minute. 2 minute costau 180 și nu știu cât de lei. Dar o tipă foarte drăguță, foarte, foarte drăguță, telefonista. Și centralista. Și vorbeam și asta a fost, deci, în 87 ne-am cunoscut. În 88 ne-am reîntâlnit în primăvară și în... n-am mai rezistat la atâtea telefoane și la atâta umblat și m-am hotărât să plec din țară. Numai eu am știut și cu ea. Dar ea nu era de acord. Dar să nu faci prostii, să nu trăiești, să nu știu ce. Pentru că nu primeam viză, băiat de preot fiind, m-am hotărât să trec fraudulos. Și am reușit. Am trecut Dunărea Not, pe la Turnul Severin, între Turnul Severin și Curavăi. Am trecut pe cineva Dunărea, o femeie, și prietenul ei locuia în Germania. Și înțelegerea a fost, eu să o trec Dunărea în Iugoslavia, în Iugoslavia de atunci, și el să ne aștepte acolo cu mașina. Am trecut-o pe 12 aprilie, fără costume de not, fără nimic, și am trecut în aprilie pentru că era frig și nu circulau șalupele, nu controlau așa de strict cum era înainte, control nu era așa. Am plecat de lângă grăniciere, am trecut-o și pe ea, am ajuns acolo, el ne-a luat cu mașina, ne-a dus până la granița cu Austria, la Ljubljana undeva, parcă dacă nu mă înșel, mi-a spus să-l aștept acolo, că o trece pe ea la Vilaș, în Austria, asta e granița cu Trieste, cu Vilașul, este la granița cu Italia, Austria și Iugoslavia. Și acolo la... mi-a spus să-l aștept că vine înapoi. Era granița la câțiva kilometri de acolo. Și am rămas la poalele muntelui, îmbrăcat cu pantofi de stradă, cu o geacă de piele și cu o pereche de pantaloni normal. Ploua, mai mare dragul.
Și am așteptat până la 12 noaptea, nu au venit și atunci am plecat singur. Și am urcat cu pantofi de stradă, bineînțeles, foarte greu, până la 1800-2000 de metri altitudine. Asta au scris în ziare după evenimentul care a urmat, după ce am urcat, la 1800 de metri, 2000, ăștia care spun, era zăpadă până la, eu știu, până la brâu, să zic, mai mică, nu, mai mare poate, dar mai mică, nu? Și erau locuri unde era viscolită, dar fiind bine antrenat, pentru că mă antrenasem în România, la munte, da, și făceam băi de apă rece, îmbrăcat cu hainele, intram în cadă și stăteam cât puteam, cât rezistam. Și m-am antrenat foarte bine și sau mergeam la munte și alergam unde am acum casa de vacanță, de dragul locurilor alea. Mergeam, antrenam și mă spălam cu zăpadă și cu săpun. Cu săpun pentru că se ia și mai greu, făcea spum și dura mai mult. Da. Și am trecut munții, am ajuns la altitudinea asta de 2000 de metri, în zăpadă, mi-am pierdut pantofii, am căzut m-am rostogolit în zăpadă undeva, am pierdut pantofii, n-aveam cum să-i mai găsesc noapte fiind. Și spre dimineață, ajunsesem în Austria, mi-am dat seama după curățenie, după ordine, că era Austria, am trecut printr-un gard de... În orice caz, dacă m-ar fi prins în zona de la Dunăre până la Belgrad, m-ar fi dat înapoi. Dacă mă prindeau de la Belgrad, pare simplu. Și, adică ceva normal. Dar dacă ar fi fost de la Belgrad, în partea cealaltă m-ar fi împușcat. Adică nu ar fi stat să discute. Noapte fiind și astea, nu se discuta. Dacă mă prindeau în graniță, nu existau. Așa erau regulile atunci. Au fost mulți care au pățit asta și care au fost sau care au fost arestați și călcați în picioare aici. Asta știu, adică știu de la mulți, da. Cunosc mulți. Și am început să cobor. De la 2000 am început să cobor și spre dimineață, obosind fiind, după atâta drum, și de fapt era a doua zi de când eram pe drum, mâncare nu cred că s-a fi gândit cineva la mâncare atunci, da. Am mers pe un curs de apă, nu mai aveam pantofi și nu aveam aderențe, nu puteam să calc, nu puteam da. Să mă țin, da. Și am ajuns la un baraj, erau pe râulețul ăsta, pârâul ăsta, care se mărea din ce în ce, au fost trei baraje pentru oprit buștenii sau crengele sau viitura. Și al treilea, primele două le-am trecut și la al treilea a fost foarte înalt. După aia am aflat și eu ce înălțime a avut. Am vrut să trec și am alunecat. Mi-am pierdut cunoștința și am căzut m-am rostogolit în așa. Când m-am trezit, mi-am dat seama că nu pot să mișc piciorul pentru că suferisem, adică mai târziu am aflat o fractură de bazin, câteva coaste rupte, mâinile amândouă și dreapta și stânga și n-am mai putut să merg. Dar pentru că studiasem canto și aveam volum, am început să strig ajutor. Și m-a auzit fiica unui pădurar care mergea cu tatăl ei sau ei amândoi m-au auzit, nu știu cum, mergeau în pădure, la pădure, undeva acolo în pădure. Și m-au căutat pe lângă poteci și pe lângă drum, dar n-aveau cum să mă găsesc, că eram total la napod, dar eu n-am știut, aiurea, nu știam unde sunt și ce este acolo. Și asta a fost dimineața, am căzut spre dimineață și m-au găsit seara. Și mă căutau salvamontul, poliția, pompierii, grănicerii, m-au transportat la salvare, de la salvare m-au dus cu elicopterul la urgență, unde am stat 3 săptămâni, aproape o lună, de fapt, în Klagenfurt, unde, spre surpriza mea, au scris în ziar, de asta spun toate datele, știu că am fost la altitudinea asta, știu că am căzut 25 de metri, știu că m-au dus cu salvarea și cu ăsta, pentru că au scris în ziare. Am pierdut, nu știu cui am dat articolele, nu le-am mai găsit, dar
cine a citit, adică un fost coleg, soartă. Ne întoarcem la aceeași poveste. Kovalec îl chema, un balerin de la Craiova, din timpul cât am fost la Craiova, era balerin la opera din Klagenfurt. Și a venit și m-a vizitat. După el a mai venit o cântăreață, o solistă era, o doamnă, o domnișoară atunci, nu-i mai rețin numele, pentru mă cunoștea, fusese în anul întâi când eu eram în anul 5 în conservator și de-aia m-a cunoscut și știa cât am fost la operă și la Craiova și asta. Și au venit ca și cum aș fi fost fratele sau o rudă sau cu pui, cu mâncare, cu... De unde știți voi, de unde? Păi am auzit că te-a scris în ziare că... Și a venit și un domn îmbrăcat așa mai sobru, pentru că în ziar scrisese că individul, nu știu, nu reținuseră numele, că nu aveam niciun act, Grigorescu au înțeles și pentru că n-au înțeles Ion, eu le-am spus Giovanni, Johan, Ion, ce nume ăsta e Ion? Și au scris Giovanni Grigorescu, da. Și au scris în ziar că am fost bătut de securitate și aruncat într-o prăpastie și că ei m-au găsit, zic, nu faceți asta, că în primul rând nu este adevărat, nu a fost așa, zic, și am familie acolo, zic, nu este adevărat, vă rog foarte mult să dezmințiți. Și domnul respectiv care a fost acolo și să mă întrebe dacă am nevoie de ceva și de ta, a dat vestea mai departe și totul a fost în regulă și aici și acolo cu mine. Au venit de la Crucea Roșie, de la toți care mă ajute. Nu am vrut nimic pentru că n-am venit să cerșesc. Da. Atunci am anunțat-o pe soția mea, că pe actuala mea soție, pe Ileana. Am dat telefon. Atunci când m-am trezit din operații, după atâtea operații, mi s-a făcut și un transplant de ostre aici, de la șol s-a pus la mână. Au fost mai multe, aveam un fixator, era cum să spun, era groaznic când vedeai situația care era. Dar știu că ați iubit-o pe doamna Ileana, ați trăit pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu, aventura vieții dumneavoastră. Da, dar nu l-a trecut, este valabil și acum. Și acum? Da, este la fel, relația noastră a rămas, ba din contră, cred că s-a întărit încă, s-a împlinit. Este ca și o floare care îi mai crește o ramură și încă una și încă una. Așa a fost la noi. Dragostea noastră așa este. Și ne-am ajutat foarte mult. Acolo în Germania i-a dus tot greu. Greu mă refer la ea se ocupa de acte, de finanțe, de tot. Eu mai leneș fiind și... sau comod, să zic, să formulez mai blând pentru mine, m-am lăsat răsfățat și mi-a mers foarte bine. Am auzit-o pe doamna Ileana spunând mai devreme că a meritat. Sunt convinsă că și dumneavoastră spuneți la fel, uitându-vă în urmă la momentul în care a trebuit să treceți mulți. Este foarte ușor de dovedit. Casa în care locuim, tot ce am realizat, casa care o avem la munte, tot ce am avut în anii ăștia de când suntem împreună și tot ce am realizat a fost, este numai rodul muncii noastre. Acolo noi am pornit de la zero. Nu am avut absolut nimic, nici măcar banii care mi-i dădea tata pentru benzină când veneam de la București să-i văd. nici ăștia nu mai aveam acolo, da. Trebuia să... Și primii 3 ani mi-au fost foarte grei pentru că nu am avut dreptul să lucrez pentru că în aprilie am trecut eu Dunărea și în decembrie a fost Revoluția. Și eu depusesem cerere de azil politic, mi s-a respins cererea de azil politic automat pentru că nu mai aveam motivul, nu mai existau comuniștii și mi s-a spus să mă întorc în țară. Dar fiindcă noi eram căsătoriți în Germania, sub ocrotirea statului german și ocrotirea familiei, dreptul de ocrotire sau legea pentru ocrotirea familiei, ne întărea și ne dădea dreptul să stăm în Germania, dar era o altă lege, nescris, netransmisă, neoficială,
o circulară, cum se dădea înainte, pe timpurile vechi, cine știe. Și nu, cei care veniseră ilegal în Germania trebuiau să părăsească Germania. Și eu eram venit ilegal. Deci legea asta mă obliga să plec din Germania, dar legea cealaltă să stau în Germania, pentru că eram cu familia. Am ajuns și am și procesat cu statul german. Bineînțeles că am pierdut, că noi nu știam și nici avocatul nu știa de legea asta internă a lor. Și am așteptat 2 ani de zile să se schimbe. Nu s-a schimbat. A trebuit să vin în România. Ne-am întors în România. Adică eu am venit în România și am făcut o cerere pentru reîntregirea familiei. Și așa am primit viza de la ambasada germană. Am ajuns acolo și mi s-a aprobat. Da, și după aia am încercat și tot timpul gândul meu a fost la România, unde aveam pe ei mei pe toți și acolo era Ileana care umplea golul. Dar sunt momente când sunt sărbătorile, când sunt când știam că e ziua tatălui meu sau a mamei sau a fratelui sau a sorei mele. Știam că toți se adună și totdeauna casa la noi erau 20-30 de persoane, nepoții, copii, cumnați, murori și ce mai erau acolo, toți grămadă. Ne adunam totdeauna la părinții mei și cântam colinde, făceam tot ce se face într-o familie când ești fericit. Adică tot ce se... Da, mergeam, cântam la biserică, ca așa... Ăsta a fost începutul cântatului meu la biserică, la tata. Și Ileana, deci, trebuia să umple săraca de ea. Acum știu că i-a fost foarte greu, pentru că sunt o fire emoțională și simt nevoia de căldura familiei pe care am avut-o tot timpul cât am stat aici. Așa a fost la noi în toată familia, în tot neamul nostru de grigorești, cum zicea tata. Și a reușit foarte bine să umple cu podoabe de Crăciun, cu podoabe de Paști, cu totul aranjat tot timpul. Ea nu suportă carnea de miel, mirosul de oaie. Îmi gătea miel numai ca să-mi facă mie plăcerea, da. Și s-a sacrificat, cum a zis mai devreme, chiar astăzi, cum a spus, zice, eu stau în umbra lui. Zice, îmi place să stau în umbra lui pentru că îmi e bine. Și tot timpul a fost în spatele meu, mi-a acoperit spatele. Un astfel de om trebuie să fie, pe de-o parte, sensibil, ca să înțeleagă sensibilitatea dumneavoastră, și puternic ca să ducă deopotrivă sensibilitatea dumneavoastră și sensibilitatea personală. Cu sensibilitatea pe care o are și cu felul ei de a fi blând și înțelept, pot să spun înțelept, fără să exagerez, știe să tacă atunci când mă enervez și când nu am dreptate mereu, dar eu cred că mereu am dreptate pentru că sunt leu ca zodie, și ea e capricorn. Și ea tace. Mai pune cornițele așa împotrivă, pentru siguranță, ca să nu mă apropii prea mult. Verbal mă refer. Dar ea asta tot timpul, adică a știut să mă liniștească, să-mi spună, veneam obosit, veneam nervos, nu eram mulțumit, nu mi-a ieșit prea bine rolul, la concert n-am făcut nu știu ce bine, am uitat textul sau... Cine cântă, cine a cântat sau cine face teatru sau cine știe ce înseamnă să stai pe scenă în fața spectatorilor și să fii, să încerci să fii 100% acolo, dacă s-ar putea și mai mult chiar, știe ce înseamnă asta. Și veneam acasă nervos și îmi spunea, dar ce trebuie? Ai cântat, a fost bine? Tu oricum ai cântat bine, sunt convinsă, dar bine, nu spun... Nu trebuia să-i spun eu, pentru că la toate concertele, la toate spectacolele, Traviata cred că a văzut-o de sute și sute de ori, Figaro, Bărbierul la fel, tot ce cântam, unde cântam, toate veneau acolo. Știa textul atât de bine, încât suflat stătea în sală, la repetiții,
la Trubaduru, de exemplu, și spunea textul și toată lumea se uita la ea. Și odată n-a venit, zice, dar unde e Ilana? Unde e soția ta? Zic, păi n-a venit astăzi. Aolo, ce bine era că ea știe textul. Și acum când am avut un concert, am cântat Nabucco și am uitat textul. Nu am uitat, am blackout. Știind, dar ea, cum se spune, dumnezeiește, n-aveam nicio... Și că oricum o cânti tot timpul și ziua și noaptea când știi că ai un concert, altceva nu ai în minte, dacă ai liniștea de care vorbeam mai devreme. Că ne trebuie liniște pentru asta. Și din sală de undeva s-a fulminasti. Ăsta era textul care urma. Și am început să cânt și am cântat totul. Pianistul se uita la mine și nu înțelegea ce se întâmplă. Nimeni n-a reacționat și din liniștea aia profundă din sală se fulminasti. Și am început să cânt. Pianistul cânta și când a realizat a început să râdă, nu cu hohă, dar râdea. A fost, adică, este un moment practic când m-a scos din încurcătură. Și, dar m-a ajutat la să-mi formez personal, să-mi, când cânt, nu are noțiuni de canto. Dar mă aude și de asta nu sună frumos. Zice, nu poți să-l cânt și altfel? Zic, ba da, și-l cânt. Zice, așa e bine. Și îmi dau seama ce greșeală am făcut. Cameră de filmat și aparate de imprimat și de făcut permanent. Imprima, venea și spunea, uite-te ce ai făcut, uite cum ai ieșit. La repetiții. Ție-ți place cum ai... La un spectacol de Figaro, parcă. M-am dus să... De nota lui Figaro. A venit și a imprimat în sală și i-am spus că nu-i nevoie, că nu am mult de cântat. Zice, și nu-i nevoie. Zic, ăsta-l când l-am mai cântat de atâtea ori și... Era o a treia punere în scenă, sub o altă înscenare. Și le făcusem pe cele două și ăsta era al treilea. Și zic, nu-i nevoie, că ăsta... Nu mi-a spus nimic, a rămas acasă, mă duc acasă, mă duc după repetiție, mă duc acasă. Și era repetiția cu costume deja. Era repetițiile finale. Și îmi pune imprimarea. Pune imprimarea, eu eram la bucătărie și pune imprimarea și aud muzica. Zic, dar ce e asta? Zice, ascultă. Și o ascult. Zic, ce e asta? Zic, Figaro, zic, dar de când e imprimată? Zice, acum. Și când mă duc și ascult cum am cântat, zic, eu cânt așa? Da. Pentru că te lași antrenat de regie, de ce se întâmplă în jurul tău, ce fac ceilalți. Mai fac câte o glumă, se mai întâmplă, când mai o scăpare, e repetiție, nu? Că de-aia facem repetițiile, să ne punem la punct, adică să ajungem la nivelul de spectacol. Și am văzut cum cânt. M-am dus a doua zi la repetiție și când am cântat, toți, dar fără exagerare, toți colegii s-au zis, dar ce faci, Ioane? Zic, cum ce fac? Cânt. Păi, dar cum cânti? Zic, păi cum trebuie să cânti? Păi, dar până acum ai cântat altfel. Zic, da, dar n-am știut, acum știu. Da, și adică o schimbare radicală, nu e, dar nu realizezi. Tu care faci, se pare normal să fii așa și e suficient să schimbi poziția de cântat sau să faci...